Bună ziua și bine ați venit în Pepinierele Fundule. Numele meu este Achim Gabriel, de specialitate inginer agronom. Astăzi mi-am propus să vă prezint o tăiere corectă la mur. Aici avem un butaj de mur în anul 3, deja tăiat. Tăierea se face în felul următor. Scurtarea butașului principal la o înălțime maximă de 1,80 m și a secundarelor la 30-40 cm. Această tăiere este recomandată de noi și o folosim și noi în culturile noastre. Cea de-a doua tăiere este scurtarea lăstarului principal la 60 de cm, mai exact la prima sârmă, și scurtarea lăstarilor secundari la o înălțime de 1 m, 1 m și ceva. De schema va arăta în felul următor. Scurt aici și lung din secundare până sus. Cam atât din pepinierele Fundulea. Vă mulțumesc!